Emisiune susținută de Centrul Oftalmologic Oculus. Cataracta afectează aproape jumătate dintre persoanele de vârsta a treia, iar singura soluție pentru această pierdere a transparenței cristalinului o reprezintă operația. Dar astăzi, noile tehnologii au schimbat radical perspectiva asupra acesteia. Cataracta este una dintre cele mai frecvente afecțiuni oftalmologice și, netratată, poate duce până la orbire. Cataracta este o boală, afectează un organ al ochiului care se numește cristalin, e o lentilă care se numește cristalin, cum am spus. Lentila care focalizează razele de lumină care vin spre ochi și o lupă, practic, cristalinul, e o lentilă care focalizează exact în centrul retinei. Retina este membrana din spatele ochiului. Această afecțiune apare de obicei la persoanele de vârsta a treia și se instaurează gradat, chiar dacă poate exista și cataractă congenitală. Cel mai frecvent, pierderea acestei transparențe ale cristalinului se întâmplă de o anumită vârstă, de obicei cam la vârsta a treia. Această opacifiere a cristalinului nu se întâmplă brusc, să spunem, astăzi e transparent și mâine nu mai este transparent. Apar anumite opacități în structura cristalinului pe care pacientul le simte, le vede ca niște puncte, să spunem, ca niște umbre, îi se modifică dioptriile, deci se întâmplă ceva, apar fenomene gradate, ori prin opacități, ori prin modificări de dioptrii. Aceste opacități în cristalin progresează și la un moment dat cristalinul devine cum este această lentilă pe care am arătat-o. E perfect transparentă. În stadiile foarte avansate vedeți că el își pierde transparența, devine alb. Deci lumina nu mai trece pe aici. Acest lucru se numește cataractă. Între cristalinul perfect transparent și cristalinul foarte opacifiat există grade variate de opacifiere ale cristalinului și ca această opacifiere poate avea loc în timp. Până la urmă, dacă nu intervenim, cristalinul se astupă complet, lumina nu mai intră deloc în ochi și omul, pacientul este orb. Singura soluție o reprezintă operația, care este bine să fie făcută cât mai din timp, pentru ca pacientul să se poată bucura de o vedere bună. Nu trebuie să așteptăm până acest cristalin care este perfect transparent să devină alb. Cum am spus, având o evoluție gradată, noi ne putem da seama de apariția cataractei prin examenele oftalmologice pe care le facem și la ora actuală, datorită tehnologiei foarte avansate, noi putem interveni să schimbăm lentila naturală a ochiului, să o eliminăm și în locul cristalinului natural, care nu mai este perfect transparent, să introducem o lentilă artificială, practic tot o lupă, care preia o parte din funcțiile cristalinului natural. Mai de mult, operațiile de cataractă erau dificile, iar pacienții erau nevoiți apoi să poarte ochelari cu multe dioptrii. Înainte, teoria era să așteptăm să avanseze cataracta, să se matureze, în popor se spunea să se coacă cataracta, pentru că tehnologia de acum 30-40 de ani era cu totul alta. Acum 40 de ani, datorită tehnologiei mult diferite față de ce se întâmplă astăzi, se aștepta să se matureze cataracta pentru că operația cu tehnologia de atunci era mai adecvată pentru extracția cristalinului și practic eliberarea culoarului optic, adică pe unde se intre lumina. Acest cristalin are funcție de lupă. Se scotea lentila și se lăsa pacientul așa. Cristalinul având efect de lupă, acest efect de lupă era compensat prin prescrierea unor ochelari. Deci ochelarul era, care erau foarte groși, de peste plus 10 dioptrii, niște ochelari groși, care preluau funcția cristalinului. Astăzi însă, aceste operații se fac după noi tehnologii performante, iar pacienții își recuperează complet vederea. La ora actuală, deci tratamentul constă în extracția acestui organ cristalin care nu mai este transparent. Extracția se face prin metode, o tehnologie foarte modernă, practic se topește partea dinăuntru. Cristalinul este ca un sâmbure care are și o coajă, o capsulă.
La ora actuală, față din trecut, cum am spus, se scotea întreg cristalinul și se punea ochelari, se dădea ochelari. Acum se lasă cristalinul, capsula cristalinului, și prin mijloacele actuale se extrage numai conținutul care nu mai este transparent. Acest procedeu se numește facoemulsificare. Practic este un aparat care, cu ajutorul ultrasunetelor, topește conținutul cristalinului. Acest aparat pătrunde în ochi printr-o incizie, o tăietură foarte mică de 1,5 mm, numai până asta lucrează, extrage partea opacă a cristalinului, lasă capsula care este transparentă și se pune în capsula cristalinului, uitați, cristalinul artificial. Cristalinul natural este o lentilă dinamică, permițându-ne să vedem și de aproape și de departe. Dar astăzi există și cristaline artificiale cu mai multe focare, pentru ca pacientul să poată focaliza la distanțe diferite. Acest cristalin cu striațiile centrale e un cristalin mai avansat ca proprietăți optice, și are funcția și proprietatea de a avea cel puțin două focare. Unul pentru distanță, cum îl are cristalinul clasic, și mai are un focar prin șlefuirea lui specială, cu care pacientul vede aproape. La ora actuală s-au făcut cristaline cu trei focare, pentru că a apărut computerul. Și noi citim o carte la 30 de centimetri și computerul e la 40. Atunci s-au gândit să facă trei focare și cristaline cele mai moderne sunt cristaline cu trei focare, care unul e pentru distanță, unul e pentru intermediar, să spunem calculator sau telefon mobil, cum e la ora actuală, și unul e pentru citit. Și în privința anesteziei, lucrurile s-au schimbat radical. Dacă cu ani de zile operația se practica cu anestezie, se făceau injecții pe lângă ochi cu anumite riscuri, la ora actuală, datorită tehnologiei și inciziei, tăieturii pe unde noi pătrundem ca să scoatem cataracta, anestezia se face doar cu niște picături. Deci pacientul nu este anesteziat cum se făcea clasic cu injecții. Aceste picături sau un gel special au un efect extraordinar, pacientul nu simte, adică și când ar fi anesteziat, dar anesteziază numai suprafața anterioară, pe acolo unde noi lucrăm. E foarte important de ce spun lucrul ăsta, pentru că restul globului ochiar nu este anesteziat și pacientul, după operație care durează în funcție de duritatea cât sau vechimea cataractei, 10-15 minute să spunem, vede imediat. Un pacient care are o cataractă, cum am arătat, așa albă, deci ăsta nu vede deloc acest pacient. Noi scoatem, punem cristalinul artificial, și el, când a plecat de la spital, că operațiile se fac ambulatorii, el vede. Este una dintre, cum să spun, minunile medicinei, pentru că nu în foarte multe domenii, nu cred că există vreun domeniu medical în care să vină pacientul să nu-i faci anestezie cu injecții sau să-l adormi sau ceva așa mult mai complicat, să-i faci o intervenție de 10 minute, să-i schimbi piesa stricată și pleacă ca nou. Astăzi, laserele au modificat total perspectiva asupra chirurgiei oftalmologice. În privința operației de cataractă cu laserul, lucrurile s-au schimbat enorm. Sunt remarcabile, mai ales precizia și siguranța pe care le oferă noua tehnologie, în special în prima jumătate a operației. Primele etape ale operației de cataractă, cum am spus, noi le făceam manual. La ora actuală, tehnologia ne permite, prin introducerea laserului, se numește femtolaser, aceste prime etape ale, practic, cele mai importante momente ale operației, sunt făcute de o tehnologie aparte, de mare finețe. Cum am spus, noi trebuie să intrăm înăuntru globului ocular ca să scoatem cataracta. Noi o făceam cu un cuțitaș. Acum dăm un click pe ecran și laserul va face cât de profund vrem, cât de mare vrem acea incizie. Apoi laserul va împărți, va tritura, să spunem așa, nucleul, ce-i conținutul cristalinului, tot pentru o radiație laser.
lucru pe care noi îl făceam manual. Încercam să împărțim, să desfacem conținutul cristalinului ca să poată să fie mai ușor scos. Acest lucru îl face laser. Tehnologia la ora actuală a avansat extrem de mult. Cu acest laser nou se pot face operații de cataractă, dar se pot face operații de transplant de cornee, se pot face operații pentru miopie, adică este o tehnologie complexă. De asta am și optat pentru o nouă generație de aparate care, într-un singur modul, într-un singur laser, are posibilitatea să facă multe lucruri, nu numai în cataractă. Experiența rămâne însă esențială, nu numai că ajută la adoptarea mai rapidă a noilor tehnologii, ci și la dezvoltarea acestora. Iar medicii chirurgi oftalmologi din România sunt recunoscuți pe plan internațional pentru aportul pe care și-l aduc în dezvoltarea noilor tehnologii. Experiența și vechimea în domeniul oftalmologiei ne-a ajutat foarte mult să preluăm foarte repede noua tehnologie. Ca să vă dau chiar un exemplu, când a fost implementată noua tehnologie la noi în clinică, noi am fost instruiți și în foarte scurt timp a trebuit să prezentăm în Europa, la un mare congres european, noua tehnologie, care nu cuprindea doar laserul acesta pentru cataractă, era o suită, era o înlănțuire de aparate care depindea un aparat de celălalt ca să întregească tot mersul operației. Și m-ați întrebat de importanța experienței. Noi, într-o lună, aproximativ o lună, am putut să performăm cu această nouă tehnologie și o prezentăm în Europa, la Amsterdam, ca o nouă tehnologie întregii Europe, un mare congres european. Noile tehnologii și experiența medicilor au schimbat așadar radical perspectiva asupra acestor intervenții, crescând precizia unor timpi operatori și astfel crescând siguranța operației. Dar nu uitați că dumneavoastră sunteți primii care trebuie să aveți grijă de sănătatea ochilor voștri. Nu amânați așadar consultul oftalmologic periodic. Pentru mai multe informații, vă așteptăm pe diferențeșiesențe.ro și pe pagina noastră de Facebook. Vă mulțumim și vă invităm cu drag să urmăriți și viitoarea ediție a emisiunii noastre. Emisiune susținută de Centrul Oftalmologic Oculus.